Intrasem într-un magazin și îmi cumpărasem o pereche de pantaloni cu buric. Dintre aceea, cu talie joasă. Și pornisem eu așa cu buricul tulburător de sexy să mă plimb. După o noapte de nesomn, eu sunt varză. Traversam oricum o perioadă de neagă. De câteva luni împlinisem 30 de ani și nu puteam să înțeleg cum de reușisem ca până la vârsta aia să nu fac nimic memorabil. Am fugit o oră, cred. Aș fi vrut să pățesc ca în Back to the Future. Știți filmul ăla cu mașina timpului care la o anumită viteză dispare în altă lume, nu? Numai că eu de fiecare dată când eram foarte aproape să mă desprind, îl vedeam în brațele nenorocite alea cu față de copil și în clipa aia simțeam ce simte o mașină când cineva îi scoate brusc cheia din contact la 200 de kilometri la oră și o luam de la capăt. În dimineața am văzut pentru prima oară cum zboară un înger. Dacă în vitrină m-am îndrăgostit de ea, cu zborul ăsta m-a cucerit definitiv.